Grav accident la Iedineț. O adolescentă de 19 ani a murit după ce mașina în care se afla ca pasageră s-a răsturnat într-un șanț în urma unui impact cu o dubiță. S-a întâmplat în data de 12 martie la ora 12:45 de minute în apropiere de satul Alexandreni. Imaginile de la fața locului au fost expediate la adresa redacției noastre de către un martor ocular. În acestea se vede mașina inversată, dar și celălalt vehicul implicat avariat lateral. Contactat telefonic ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției Mariana Bețivă a declarat că mașina era condusă de un tânăr de 21 de ani, iar dubița de un tânăr de 22 de ani. În urma impactului, o adolescentă de 19 ani care se afla în mașina inversată a decedat la fața locului. O altă tânără, la fel pasageră, în acel automobil a fost dusă la spital. Șoferii nu au pățit nimic. Deocamdată nu este clar care dintre conducătorii auto a provocat impactul. Cel care va fi găsit vinovat riscă dosar penal și ar putea ajunge după gratii.